Un incendiu violent s-a manifestat vineri după amiază la un apartament situat la etajul 6 al unui bloc din Deva. În doar câteva minute, apartamentul s-a aprins ca o torță, iar flăcările puternice au ieșit pe geam, afectând și etajele superioare. Speriați, mai mulți locatari au ieșit din imobil. Stau la etajul 10 și am văzut fum și am ieșit afară. Ai auzit ceva? Sau... Nu, s-au auzit nimic, a bubuitură sau ceva, nu. Am ieșit așa pentru că ne-am speriat și poate putea să iei foc sau ceva, să explodeze și atunci am ieșit afară. Și am ieșit afară tot și s-a dat telefon la 112. Dar cum era? Era mult fum. Ce ați văzut? Cum era? Fumul pe scară nu era, pe luminator era foarte tare fumul, pe luminatorul de trecere. V-ați speriat? Păi vă dați seama, toată scara este speriată. Ziua treceam pe aici pe trotuar. Și dintr-o dată s-a auzit o bubuitură, am văzut geamuri, sticle căzând de la etaj și chiar după câteva momente au sosit și pompieri, au acționat prompt. Și au ieșit fum, flăcări, ceva. Da, fum și flăcări au ieșit pe geam. O tânără în vârstă de 20 de ani a ajuns la spitalul județean cu arsuri de gradul 1 pe mâini și față. În urma incendiului a rezultat o victimă care a fost transportată la spital deoarece prezenta arsuri la nivelul frunții, la nivelul membrelor inferioare și superioare și o intoxicație minoră cu fum. Nu a pus probleme deosebite, a fost transportată la UPU pentru investigații suplimentare. Din câte am înțeles, cred că da, este proprietarea apartamentului. Mai erau și alte persoane în apartament? Ea și tatăl dânsei, care din fericire nu prezintă nicio leziune. Apartamentul cuprins de flăcări se află la etajul 6 al unui bloc din centrul Devei. Pompierii au ajuns imediat la fața locului, dar intervenția a fost una dificilă. Căldura degajată de flăcările puternice a afectat și apartamentele situate la etajele superioare ale blocului. Colegii mei au constatat că incendiul se manifesta cu violență la etajul 6, la un apartament. Flăcările au cuprins rapid apartamentul și, din nefericire, au afectat și au inundat cu fum apartamentul situat deasupra. De asemenea, tâmplăria PVC de la etajele superioare a fost afectată. Se intervine cu două autospeciale mixte de lucru pentru stingerea incendiilor. S-a realizat un dispozitiv destul de complex de intervenție. Mă refer la faptul că s-au întins câteva zeci de metri de furtun pentru a ajunge la apartamentul incendiat. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la o priză defectă.